La 30 de ani de la Revoluție, o locuință din perioada comunistă, așa cum era ea în preajma Crăciunului, a fost reconstituită la Muzeul Județean de Istorie Buzău. În locuința de acum 3 decenii pot fi admirate obiecte reprezentative de mobilier și de uz casnic, ținute vestimentare, un televizor alb-negru, un aparat de radio Gloria, un frigider Fram, dar și un magnetofon, la mare căutare în acele vremuri. Este de datoria noastră a muzeului să expunem, să aducem în atenție momente, chiar dacă sunt legate, sau mai bine spus, atât mai mult cu cât sunt legate de istoria noastră recentă. De aceea o expoziție dedicată, nu neapărat mult spus, perioadei comuniste, ci de aceea o expoziție dedicată lui decembrie 1989, atât acasă cât și în stradă. Vernisajul expoziției decembrie 1989, între Revoluție și Crăciun, a avut loc ieri în prezența a 10 de buzoieni de toate vârstele. Expoziția este organizată cu sprijinul Muzeului de Istorie și Artă Zalău, care a contribuit cu o parte dintre obiectele ce poartă amprenta ultimilor ani ai regimului Ceaușescu. Am gândit că, sigur, pornind și de la profilul ultimilor ani ale regimului comunist, acela de austeritate, de lipsuri, alimentația fiind una dintre zonele serios afectate, ne-am gândit să încercăm să reprezentăm expozițional această temă, mai ales că la nivelul muzeului nostru, ea funcționează sau ea este documentată ca temă de cercetare. Pe parcursul a 8 ani, Muzeul Județean Buzău și-a îmbogățit patrimoniul din donații private cu aproape 4.000 de bunuri, care reflectă viața privată cotidiană în timpul regimului comunist. Dacă pentru cei mai în vârstă dintre vizitatori, expoziția a stârnit nostalgii, tinerei generații îi stârnește curiozitatea, dar îi oferă și ocazia de a face o comparație între condițiile actuale de viață și cele ale părinților sau bunicilor lor. Fiind în apropierea Crăciunului, am redat și un vrăduț modest, împodobit, deoarece în perioada comunismului sărbătorile, să spunem așa, erau niște provocări pentru locuitor datorită alimentației, pentru că fructele exotice, precum portocalele, bananele, se găseau foarte, foarte greu, doar cei care aveau cunoștințe la alimentarea partidului sau cunoștințe care le puteau procura. Interesant, da. Interesant. Ce știți voi de la părinții voștri despre cum se trăia de la bunici sau părinții? Perioade mai grele. Da, mai cu greu. Că lua alimente pe cartelă și multe, multe chestii. Televizor? Al negru. Da, la ore, la unele ore. Nu știu cum să vă explic, parcă până la 5 seara și cam atâta. Doar 2 ore, de la 8 până da. La 10. Da. Foarte greu, era foarte greu de trăit și... Dar era mai frumos ca acum. Adică copiii de la vârsta noastră nu știau de telefoane și alte prostii, știau doar de jocuri și era mai frumos oricum. Ce ți-au spus părinții sau bunicii tăi despre perioada de dinainte de 89? Că era foarte greu cu alimentarea, cu hainele. Ce mai știi? Aveau telefoane mobile, calculatoare ca acum? Nu, n-aveau nimic. Câte un televizor alb-negru. Este foarte bine să transmitem un mesaj cultural către toate generațiile și anume să aducem în atenție o epocă, o perioadă, o vreme care a trecut, chiar dacă nu atât de mult. Și dacă este să creăm emoții, da, emoția este un sentiment pe care oricând putem să-l asociem unei expoziții într-un muzeu, nu numai unei expoziții de perioadă recentă, ci oricărui tip de expoziție. Expoziția decembrie 1989, între Revoluție și Crăciun, care poate fi vizitată până la primăvară, conține fotografii și materiale video, care redau efervescența socială din municipiul Buzău în acele zile fierbinți ale sfârșitului de an 1989.